Ora 3 și 31 de minute. Bună dimineața! Tocmai ce mă pregătesc să plec și eu într-o mirobolantă, magnifică vacanță. Aștept acum să plecăm de pe aici, de la Măneciu, și să ajungem frumos direct la Constanța. E vreo 4 dimineața aproape ceasul, deci avem de mers în jur de vreo 4-5 ore în regim de mers normal. Dacă avem trafic, facem vreo 6, dar să sperăm că numai ca anul trecut și mergem mai lejer. Anul trecut am avut mai mult de mers, pentru că a fost o bulea la eforie și n-am putut să ajung mai repede, dar în orice caz, hai să plecăm o dată, că nu mai avem timp. Hai mă, unde sunteți mă? Haideți mă, hai să plecăm o dată, că vacanța asta nu o să se petreacă singură. De ce stăm mai rău, stăm și nu e bine. Și tare merge. Mai sunteți mulți, mă? Ne apropiem de destinație. Mai avem puțin. Hei! Și am ajuns într-un final cu vântul în acțiune. În schimb, e timpul frumos aici și foarte bine. Uitați, parcare. Și ăsta e hotelul. Asta era surpriza. Hotel Felix. Să mergem acum pe alee. Să ajungem pe aleea unde se face legătura cu hotelul. Să mergem pe aici. Și așa arată totul de pe alee. Și aici hotelul. Da, ce lung e hotelul. Și aici este zona cu piscina. Zona șezlonguri. Șezlonguri. Tăpucele. Șezlonguri, piscina propriu zis acum. Uitați dacă e mergem. Cam așa arată. 4 etaje frumos, hotel. Cam așa arată tot. Hotel de 3 stele cu 4 etaje, undeva la 400 de camere din ce am înțeles. Destul de spațios. Așa. Foarte frumos. Șezlonguri confortabile. Acolo. Acolo în spate este restaurantul. Restaurantul propriu. Pentru autoservire. Și cam așa arată tot. Și hotelul cam așa arată. În orice caz, eu sunt mulțumit pentru sezonul ăsta. Abia aștept să văd dacă mă întorc și la an aici. Mă duc acum la recepție ca să văd dacă reușesc să mă cazez cumva, pentru că a trecut ceva timp și să văd dacă mi-am primit camera, așa că mă duc la recepție să văd ce s-a întâmplat. Și cam așa arată recepția. Destul de frumos, îngrijit. Hai că am primit și cheia și acum mă duc să mă urc la etajul 4 și să văd ce mă așteaptă. Wow! Ce mai hol! Loc de așteptare! Wow! Și aici mochetă frumos cu canapea. Și asta e ceva privire spre stațiune. Wow! Destul de frumos. Foarte mult spațiu pentru un hotel.
Da, foarte mișto. E mai mișto așa. Decât să nu fie spațiu. Televizor. Wow. Foarte frumos. Îmi place. Îmi place până aici. Suntem pe hol. Căutăm camera. Și să vedem ce se mai întâmplă. Bun, am ajuns în fața ușii. Ia să vedem ce e înăuntru. Wow! Hello! Am ajuns în cameră. Avem aici cuiere frumos placate. Aici e toaleta cu tot ce trebuie. Oglindă, chiuvetă. Acolo am impresia că asta e ceva uscător de păr, din cât am înțeles. Deși nu o să-mi fie cazul mie, că nu prea mai am păr. Și aici e camera dublă. Pat dublu, mă rog, e pat de o persoană, dar însumate fac pat dublu. Fac un singur pat, noptiere, tot ce trebuie pe aici, două scaunele mici. Aici avem un șifonier sau un dulap, da, destul de spațios. Bine, urmează imediat să ne băgăm bagajele. Și mai avem, văd că și sus mai am aici, mai e un dulap, e un singur dulap cu două uși, da. Da, urmează să fie umplut și ăsta, cât de curând. O oglindă, un mini frigider aici, care va fi umplut mai târziu, cu ce mai cumpăr de până oraș. Oglindă, cu lucrurile care sunt aici de bine, deja m-am instalat. Două păhărele, tot ca lumea, aer condiționat. O oglindă, care mă văd și eu, bineînțeles. Și aici deja intrăm în priveliștea de la balcon. Și asta este priveliștea de la balconul etajului 4. Parcare acolo. Și zona șezlonguri, piscină. Tot tacâm. Acolo e DN39, lacul Techirghiol, Marea Neagră acolo. Acolo avem Hotel Belvedere, e unul dintre vecinii ăstea, un pic mai vechi. Și cam așa arată niveliștea pe aici. Chiar mă bucur că am ajuns aici. Piscina e foarte mare, după cum puteți vedea. Foarte mare și spațioasă. Ok. Și cam așa arată priveliștea. Urmează acum că m-am făcut vraiște și cu geantă și cu tot să-mi fac bagajul acum, să mi-l desfac. Și în rest, cam atât aici. V-am arătat. Avem aer condiționat. Pentru că suntem o lustră, senzor de în caz de incendiu, dar asta nu o să fie cazul pe aici. Îmi place că pe jos este totul numai mochetă, deci nu mai ieși de la duș, nu mai să calci pe gresie. Și asta era foarte nervant. Deci destul de moare și frumos aici. N-ai nicio treabă. Așa că e mai bine cu mochetă decât să pici pe gresie. Am trecut, de exemplu, am fost la un hotel în care a fost magresii și pur și simplu nasol a fost. Că ieșeam fierbinte de acolo și mă puneam rece în toată gresia aia de acolo. Ușă și pe aici am mai fost. Da, e și cam atât. Cam asta e camera. Urmează să ne cazăm, să ne facem lejeri și cred că mai târziu facem, mai filmez de pe în curtea hotelului, că mai am de, o să fac niște vloguri cât sunt plecat și
O să vă arăt mai multe dacă vreți. În rest, nu am ce să mai zic, îmi place foarte mult, mă bucur că am ajuns până aici și îmi place foarte mult. Și cam asta e tot pe aici. Ok, și cam atât a fost și cu acest vlog, un prim vlog din vacanța asta. O să mai urmeze câteva. Stați deja pe canal, că o să postez 2-3 clipuri cât de curând. Urmează să ies un pic în oraș ca să văd ce se întâmplă, să văd ce mă așteaptă, ca să explorăm împrejurimile și ne vedem de programul nostru normal. Asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, v-am pupat, eu vă las cu bine și ne vedem desigur data viitoare la un nou video. Salut!